Bun, din păcate pentru noi a venit acea greșeală pe care am făcut-o din punct de vedere defensiv. Dacă vă aduceți aminte, chiar discutam la pauză că e foarte important să nu facem greșeli defensive ca adversarul să înscrie, pentru că automat îi dai o gură de oxigen, îi dai tubul de oxigen, cum s-ar zice, că și așa suntem în pandemia asta și nu mai scăpăm odată. Da, uitați, avem și clasamentul pe grafică, să ne uităm așa, arată foarte frumos cu România pe primul loc, măcar momentan să ne bucurăm și noi. Da, cum spuneam, Germania va juca cu Olanda diseară. Care e cel mai bun scor, domnule Sandoi? Să câștige Germania? Să câștige Germania, da. Deci până la urmă știți că discutam înainte de începerea meciului, ceea ce ne doream cu toții, ca noi să câștigăm și să câștige și Germania, să întâlnim o echipă calificată. Iată că până acum ne iese pronosticul pe care l-am dat, sperăm și de seară. Cred că ar fi mai bine pentru noi așa. Plus că ar fi și o doză de moral pe care am mai primit-o după rezultatul bun pe care l-am obținut cu greu. Noi. Da, cu greu, trebuie să recunoaștem. Dacă nu apărea acea greșeală, cred că jocul a curs în favoarea noastră sau curgea în favoarea noastră. Din păcate, acolo, nu știu, ne-am bramburit puțin, n-am respectat zonele, o centrare din lateral, o minge care putea să fie respinsă, a venit jucător din linia a doua, singurel. Și am intrat puțin în debandadă, dar e foarte important că băieții și-au revenit foarte, foarte repede. Au încercat tot așa să construiască, să caute culoarele și ați văzut că ocaziile n-au întârziat să apară. Pentru că în afară de superbul gol pe care l-a înscris Mățan, eu știu, a mai avut șuturile lui Ciobanu, de exemplu. Și Olaru a încercat foarte. Olaru, iar la fel, a apărut foarte periculos și a respins portarul advers. Ganea a avut o incursiune foarte bună aici la partea dreaptă cu un șut centrare în fața porții. Deci am avut acțiuni periculoase. E adevărat că și adversarul o defensivă bună. Cu toate astea, la gol, domnule Sândoi, iarăși n-am venit cu băiatul, dar lui Ciobotariu i-a trecut mingea printre picioare în careu și a ajuns la jucătorul maghiar care a marcat. Da, așa este, o minge șutată, da. Și a potrivit foarte greu pașii acolo din alergare. Mă rog, se mai întâmplă. Aș deschide discuția pe Mățan. Atenție, un fotbalist care până la marcarea golului a fost printre cei mai slabi de pe teren, trebuie să spunem lucrul ăsta, dar după aia a reușit și pasa de gol din corner, la care Pașcanu a marcat golul de 2-1, deci putem spune că e cel mai bun jucător al României, nu? Da, gol și pasă de gol. Mai bun. Incredibil. Iar golul a fost super, pentru că a găsit, era cam singurul culoar pe unde putea să tragă. Știți că vorbeam și la pauza jocului, chiar și înainte de meci, cred că am spus că Mățan e un jucător care ia acțiune individuală, nu poate are prea mult. Un pas decisiv, da, poate în unele momente prea mult, dar e un jucător care poate să destabilizeze. Acolo a intrat foarte bine pe piciorul drept, a șutat foarte bine și v-am zis, cred că era singurul culoar pentru că a avut doi jucători care au încercat să-l blocheze. Doi jucători care au încercat să-l blocheze. E inspirația lui Mutu aici că nu l-a scos, pentru că jocul lui de până atunci parcă cerea totuși o schimbare. Da, mă rog, nu știu exact. Știți că discutam și înainte. Da. Antrenorul e cel care îi simte în antrenamente mult mai bine decât noi. Ați văzut și aici cu Moruțan, iar la fel, poate și Moruțan ar fi putut să fie mai adus în linia de mijloc, mai în zonă centrală, poate schimbată puțin poziția lui, că e adevărat, adică schimbarea a fost normală până la urmă, pentru că nu a avut realizări foarte mari, poate și în concordanță cu așteptările pe care le avem noi de la ei, cunoscându-l că are o calitate deosebită. În rest, ce aș vrea să spun, e la fel o greșeală fantastică de arbitraj, pentru că vedeți... Arbitrajul dezastruos de la un capăt la cealaltă, spun eu. Da, golul pleacă dintr-o fază în care Haruț este faultat,
2, penalti neacordat. Avem penalti la 0-0. La 0-0, Ciobanu este călcat, da, nu da, se dă da, nimic. Da, 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 da. Și alte faulturi pe care nici nu le mai consemnăm. Incredibil. Da, da, da. Incredibil ideea în care la începutul competiției, chiar înainte să înceapă competiția, s-a retras VAR-ul, care în 2019, vă aminte, a fost. Da, nu înțeleg de ce, pentru că ne-a ajutat, dacă vă aduce, și cred că și în comentariu a fost reamintit că VAR-ul ne-a ajutat, dacă nu greșesc, la golul pe care l-am dat cu Croația, la un hands, mi se pare, la o minge controlată de Puskás în colțul careului de 6 metri, iar la fel la un foul la Coman în meciul cu Anglia, cred. Atunci când s-a dat lovitură de la 11 metri. Deci au fost două momente cheie care ne-au ajutat până la urmă, pentru că așa era corect. Așa este. Astăzi, de exemplu, s-au făcut unele greșeli, exact cum ai reamintit. Să nu vezi un 11 metri atât de clar. Evident. Da. Și noi n-am avut nevoie de reluare. S-a văzut imediat. Da, bineînțeles, s-a văzut că și-a preluat-o pe lângă adversar și adversarul i-a luat picioarele. Iar la fel și la Haruț, e clar o împingere din spate, pentru că Haruț avea prin planul. Deci el putea să controleze balonul și alergarea către balon. Deci două greșeli care puteau să influențeze rezultatul final. Pentru că, vedeți, dacă nu e acest corner, acea deviere a lui Petre de pe colțul scurt, pentru că până la urmă și Petre a mai avut incursiunile de la 2-1 pentru noi, dar până atunci n-a avut cine știe ce realizări. Dar un atacant îi scoate toți banii, aici fiind vorba de echipele de club, dacă îți dă un gol odată când trebuie. Așa. Și vedeți, acum a deviat acolo de pe colțul scurt, l-a lăsat pe Pașcanul liber în 6 metri, s-a făcut diferența. Deci încă două puncte în plus, da, care pot să fie decisive până la urmă. E adevărat, uitați, Moi, din păcate nu vom avea în meciul decisiv cu Germania pe Marin, cumul de cartonașe pentru o fază prostească. Și nici Ganea, mi se pare. Și nici Ganea, da, nici atacantul titular. Deci Ganea și Marin lipsesc în meciul cu Germania și vă întreb pe dumneavoastră, domnule Sândoi, cât de mult vor cântări aceste absențe? Vorbim de atacantul titular și de capitanul echipei. Așa este. Să zic că la Ganea pot să fie variante, pentru că este și Petre o variantă, tot așa un jucător cu o viteză foarte bună, un jucător care se folosește destul de bine de corp. Cred că și el trebuia să mai migreze puțin și spre zona centrală. S-a rămas prea mult lipit de Tușe. Cred că și el din proprie inițiativă, mai ales că adversarul juca în 10, treia să simtă puțin spațiile care sunt mai libere, să se elibereze el din zona respectivă unde n-a avut cine știe ce reușită. Câteodată e vorba și de inspirația pe care o are fiecare jucător în parte. Simți un adversar, dacă deja te cunoaște și nu ți-au reușit dribblingurile odată, de două ori, de trei ori, cauți altă zonă în care să migrezi. Poate de acolo plusurile, prin calitățile pe care le ai, pot apărea mai mult în evidență. Poate nu i-a permis selecționerul Azimutu, nu putem ști. Că sunt antrenori care permit libertatea anumitor jucători, oferă libertate, și alți antrenori care spun acolo stai lipit de bandă și te miști doar în zona aceea, nu? Da, așa este. E posibil. Părea că am supărat la schimbare. Trebuia să uita la Mutu când a ieșit. Cred și eu, în mod sigur, un jucător care vrea să joace toate minutele. Da, să vă spun ceva, poate era supărat pe el că n-a avut o evoluție, poate și el și-ar fi dorit să aibă o evoluție mult mai bună. Nu cred că avea alte motive de supărare. Pe de altă parte, schimbarea a fost eminamente ofensivă, a intrat Adi Petre, atacant, vârf de care un locul lui, însă vreau să vă întreb, n-ar fi mers ca Mutu să rămână cu Moruțani, să-l pună în spatele atacanților, să devină un servant? Da, sunt mai multe variante. Știți cum e, noi de pe margine și după meci putem să comentăm. Dar până la urmă aveți varianta bună, pentru că vedeți și Petre, chiar dacă n-a avut cine știe ce realizări, cu excepția acțiunii pe care a avut-o aici la partea dreaptă pe final de meci, în rest a fost la momentul potrivit, în locul potrivit, pentru că dacă nu deviază acolo și adversarul apucă să respingă în aut, deja cine știe, poate vorbim acum de un rezultat de egalitate, Doamne ferește. Da.
Nu, din punctul ăsta de vedere v-am zis, Adi, să știți că este un antrenor care nu se pierde. Știți că discutam înainte ați văzut chiar și la 1-0 pentru Ungaria. Cred că a avut o singură ieșire la o ratare a jucătorilor noștri, atât în tot meciul, o singură ieșire când l-am văzut mai nervos. Nu știți când a avut o ieșire? În momentul în care am avut lovitură de la 11 metri și nu ni s-a acordat. Da. Deci acolo a avut o ieșire nervoasă când a coborât lângă staful lui pe bancă și a făcut un gest, mă rog, a lehamite, ceva de genul ăsta. Da. Dar în rest l-am văzut foarte concentrat la joc. Nu l-am văzut disperat nici în ultimele momente ale partidei. E un antrenor echilibrat. Să știți, chiar este un antrenor echilibrat, dar până la urmă să vă spun ceva. Să știți că el și ca jucător e adevărat, avea niște execuții fulminante câteodată, dar el a avut în teren, vorbesc de, deci mă refer strict la teren, jucătorul Mutu. Să știți că a fost un... Gândiți-vă la execuțiile pe care le avea. El nu se pierdea în fața porții. Așa. Nu era emotiv, nu avea trac. De fiecare dată lua execuțiile, deciziile și execuțiile cele mai bune aproape. Bineînțeles, cu un talent nativ ieșit deci din comun. Deci spuneți că este un antrenor cu mintea limpede chiar dacă scorul e împotriva echipei sale, ceea ce e un mare avantaj. Da, mie îmi place. Nu poți să știi niciodată ce se va întâmpla pe parcurs. Fiecare dintre noi poate să aibă perioade mai bune, perioade mai proaste. În unele momente să aibă inspirație, în altele să-i dispară inspirația. Aici depinde și de grup, și de colectiv, de foarte mulți, și de arbitraj, pentru că vorbeam puțin mai înainte, de foarte mulți factori. Dar mie, până în momentul de față, să știți, având în vedere că el n-are o experiență deosebită, vă spun, mi-a lăsat o bună impresie.